La cinematograful Scala au început lucrările de igienizare și pregătire în vederea amplului proces de modernizare anunțat de autoritățile locale. Când va fi gata, cinematograful va avea o sală mare de cinema, un planetariu, dar și o cafenea culturală. Lăsat în paragină ani de zile, cinematograful Scala din municipiu va intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. După reconfigurare vom avea, spun reprezentanții primăriei Zalău, o sală mare de cinema cu 247 de locuri, un planetariu digital care va fi singurul din vestul României și o sală mică de cinema 3D. În foaier s-a propus o cafenea culturală. Proiectul de reabilitare, dotare și extindere a cinematografului Scala este finanțat din fonduri guvernamentale în cadrul programului derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene prin Compania Națională de Investiții. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 15 milioane de lei, contribuția municipiului Zalău fiind de 678.000 de lei și cuprinde lucrări de demolare, asigurarea utilităților, studiul de fezabilitate, lucrări de instalații electrice, montaj sisteme audio-video, dotări cu echipament tehnologic audio-video și mobilier. Durata de realizare a investiției este de 15 luni, din care 2 luni partea de proiectare și 13 luni partea de execuție.